Voi mai știți ceva de domnul Pricopie, fostul ministru al educației? Că uite, peste o săptămână și un pic are loc la Brăila faza națională a Olimpiadei de limba română. Foarte frumos, nu? Frumos, da, problema e că organizatorii n-au buget. Mă rog, au ei ceva, dar n-au destul. Adică nici măcar nu pot să cazeze concurenții și profesorii. Dar lasă-mă, nu contează. Bine că am rezolvat cu religia, dă-o încolo de română. La ce spolosește limba română, auzi? 300 de elevi și 50 de profesori din toată țara vor participa la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, organizată la Brăila între 6 și 10 aprilie. Ministerul Educației a alocat pentru eveniment 56.000 de lei, o sumă insuficientă, consideră inspectorii școlari. Pentru premierea olimpicilor, Ministerul Educației nu a prevăzut niciun leu, așa că inspectorii școlari au fost nevoiți să apeleze la sponsori. Excelent! 0 lei de la minister pentru premierea olimpicilor! Parcă văd așa cu ochii minții, a? Câți elevi s-au vânturat în anii trecuți pe la guvern, mai ales în 2012 și în 2014, și cum se poza Ponta cu ei, mă, cum se mândreau miniștrii, secretarii, șoferii, portarii, gardienii, ce mai, toată lumea era fericită. Știți de ce? Pentru că 2012 și 2014 au fost ani electorale, asta e diferența. Mă bucur foarte mult că anul acesta continuăm ceea ce am realizat anul trecut, și anume acest moment festiv în cadrul guvernului. Pe bune, aveau la guvern ziua și grupul de elevi, de olimpici, de sportivi, de artiști, de panglicari, de atârnători, se bucurau de momentele festive. Pe când acum 2015, pac, adio buget. Culmea e că tocmai s-a anunțat și un excedent bugetar de 2 miliarde. Deci puteau să dea și ei, mă, măcar o diplomă și un calendar cu Ponta, că ori mai fi rămas din campanie. Pe de altă parte, știți ceva? Într-un fel îi înțeleg și pe ăștia din guvern. Păi uite ce s-a ales de bunăvoința lor din anii trecuți. S-au străduit, au dat bani la olimpiade, au dat premii, mai ales la alea internaționale. Și ce au primit în schimb? Nimic! Olimpicii pleacă pe afară și când vine ziua votului, fac scandal pe la ambasade. Fac proteste ei, da, votează cu Iohannis, își iau țara înapoi. Nu-i frumos, mă, nu-i frumos.